De-a lungul timpului, oamenii au încercat, prin toate practicile magice, să găsească un mijloc pentru a acționa asupra celorlalți și a influența. Este suficient să privim în jur. De la copilul care plânge ca să obțină o jucărie, până la spălătorul de parbrize din intersecție, care mai întâi stropește parbrizul și apoi îl întreabă din ochi pe șofer dacă este de acord, toți duc o luptă permanentă pentru a obține ceva de la altcineva. Specialiștii în manipulare spun că dacă ai reușit să captezi atenția persoanei, atunci ai obținut deja 75% din ce voiai. Asta pentru că în atenția unui om se ascunde o cantitate uriașă din energia sa. Prin atenția noastră, suntem în stare să mutăm munții din loc sau să devenim cei mai mari ratați. Și dacă vorbim despre manipularea psihologică, aceasta este un tip de influență socială care urmărește schimbarea percepției sau comportamentul celorlalți cu ajutorul unor tactici ascunse, amăgitoare sau chiar abuzive. Pentru că manipulatorul își urmărește doar propriile interese, deseori în detrimentul altora, aceste metode pot fi considerate exploatatoare, imorale și înșelătoare. Specialiștii au identificat următoarele tehnici manipulative. Minciuna. Pe moment e greu de spus dacă cineva minte, deși deseori adevărul iese la iveală după un timp, când deja e prea târziu. Un mod de a reduce șansele de a minți este de a înțelege că indivizii cu unele tipuri de personalitate sunt experți în arta minciunii și a trișatului, făcând frecvent aceste lucruri, deseori cu subtilitate. Această tehnică se mai utilizează în propagandă. Negarea. Manipulatorul refuză să admită că a făcut ceva rău. Minimizarea. Manipulatorul spune despre comportamentul lui că nu este atât de dăunător și irresponsabil precum sugerează altcineva. Atenția sau neatenția selectivă. Manipulatorul refuză să acorde atenție oricărui lucru care l-ar abate de la agenda sa, spunând lucruri cum ar fi: nu vreau să aud. Diversiunea. Manipulatorul nu acordă un răspuns direct unei întrebări directe, ci face o diversiune, direcționând astfel conversația către un alt subiect. Intimidarea mascată. Manipulatorul își pune victima în defensivă, folosind amenințări subtile, indirecte sau subînțelese. Culpabilizarea. Este un tip aparte de tactică de intimidare. Un manipulator se adresează conștiinței victimei și sugerează că acesteia nu îi pasă îndeajuns, că e prea egoistă sau că o duce prea ușor. De obicei, asta face ca victima să se simtă prost, punând-o într-o poziție inferioară, provocându-i anxietate și îndoială de sine. Rușinarea. Manipulatorul folosește sarcasmul și ocara pentru a amplifica frica și îndoiala de sine în victimă. Manipulatorii folosesc această tactică pentru a-i face pe ceilalți să se simtă nevrednici și, prin urmare, să li se supună. Tacticile de rușinare pot fi foarte subtile. Manipulatorii te pot face să te simți rușinat pentru simplul fapt că ai îndrăznit să li te opui. Jucarea rolului de victimă. Manipulatorul se portretizează ca fiind o victimă a circumstanțelor sau a comportamentului altcuiva pentru a provoca milă, simpatie sau compasiune. Seducția. Manipulatorii folosesc șarmul superficial, lauda, măgulirea sau sprijinul fățiș al altora pentru a le câștiga încrederea și loialitatea. Simularea inocenței. Manipulatorul încearcă să sugereze că răul făcut nu a fost intenționat sau că nu a făcut lucrul de care este acuzat. Manipulatorul se poate preface surprins sau indignat. Afișarea furiei. Manipulatorul exprimă furie pentru a afișa suficientă intensitate emoțională și mânie pentru a șoca victima și a o face să se supună. De fapt, manipulatorul nu este nervos, ci se preface. De-a lungul timpului, politicienii au fost cei care au folosit cel mai des diferite tehnici de a manipula mulțimea prin intermediul mass media. Unele tehnici le simțim și uneori realizăm existența lor, însă altele mai puțin,
întrucât sunt suficient de subtile. Lingvistul nord-american Noam Chomsky a stabilit o listă cu strategii de manipulare prin mediile de informare în masă. Chomsky evocă diferitele tehnici de manipulare și, în primul rând, strategia diversiunii. Aceasta constă în deturnarea atenției publicului de la problemele importante și de la schimbările hotărâte de elitele politice și economice printr-un potop continuu de distracții și de informații neînsemnate. A distrage în permanență atenția publicului departe de adevăratele probleme sociale, captivată de subiecte fără importanță adevărată. A ține mereu publicul ocupat, fără niciun timp pentru gândire. A cauza probleme și apoi a oferi soluții. Această metodă se mai numește și problema reacție-soluție. La început se creează problema sau situația prevăzută pentru a suscita o anumită reacție a publicului, pentru ca tocmai acesta să ceară măsurile mai dinainte stabilite pentru a fi acceptate. De exemplu, dezvoltarea intenționată a violenței urbane sau organizarea de atentate sângeroase, pretinse antisemite, pentru ca publicul să ceară legi represive în detrimentul libertății. Strategia în degradeu. Pentru ca publicul să accepte o măsură inacceptabilă, este de ajuns să fie aplicată în mod progresiv, în degradeu, pe o durată de 10 ani. În acest fel, au fost impuse condiții sociale și economice absolut noi din 1980 până în 1990. Șomaj masiv, imigrație, invazie, precaritate, flexibilitate, delocalizări, salarii care nu mai asigură un venit decent. Iată schimbările care ar fi provocat o revoluție dacă ar fi fost aplicate în mod brutal. Strategia acțiunii cu date diferite. O altă manieră de a obliga publicul să accepte o hotărâre nepopulară este de a o prezenta ca dureroasă, dar necesară, obținând acordul publicului în prezent pentru aplicarea în viitor. Este mult mai ușoară acceptarea unui sacrificiu viitor decât al unuia apropiat. În primul rând, pentru că efortul nu trebuie făcut imediat, apoi pentru că publicul are mereu tendința de a nădăjdui că totul va merge mai bine mâine și că sacrificiul cerut va putea fi evitat. Această manieră lasă publicului timp pentru a se obișnui cu ideea schimbării, pe care o va accepta cu resemnare la momentul venit. A se adresa publicului ca unor copii mici. Cea mai mare parte a publicităților destinate marelui public folosesc discursuri, argumente, personaje absolut copilărești, aproape debile, ca și cum spectatorul ar fi un copil mic sau un handicapat mental. De ce oare? Dacă ne adresăm unei persoane ca și cum ar avea 12 ani, atunci aceasta, prin sugestibilitate și cu o oarecare probabilitate, va avea un răspuns sau o reacție tot atât de lipsită de simț critic ca a unui copil de 12 ani. A face apel mai mult la partea emoțională decât la gândire. Este o tehnică pentru a opri analiza rațională și, deci, simțul critic al oamenilor. În plus, folosirea emoționalului deschide accesul la subconștient pentru implantarea unor anumite idei, dorințe, spaime sau comportamente. Menținerea poporului în neștiință și prostie. A face în așa fel ca poporul să nu înțeleagă tehnologiile și metodele folosite pentru controlarea și robirea lui. Calitatea educației dată claselor inferioare trebuie să fie cât mai slabă, încât prăpastia de neștiință, care separă clasele de jos de cele de sus, să fie și să rămână de neînțeles de cele din tâi. A încuraja publicul să se complacă în mediocritate. A încuraja publicul să creadă că e bine să fii vulgar și incult. A-l îndopa cu seriale americane și emisiuni de telerealitate niște dobitocenii monstruoase. A înlocui revolta cu învinovățirea. A face omul să creadă că numai el este singurul vinovat de propria-i nenorocire
din cauza unei inteligențe insuficiente sau a capacităților și eforturilor necorespunzătoare. Astfel, în loc să se ridice împotriva sistemului, individul se subestimează și se învinovățește, ceea ce creează o stare depresivă, având ca efect abținerea de la acțiune. Și fără acțiune, nu există revoluție. Și ultimul punct, a cunoaște oamenii mai bine decât se cunosc ei înșiși. În ultimii 50 de ani, progresele fulgerătoare ale științei au săpat o prăpastie crescândă între cunoștințele publicului și acelea deținute și folosite de elitele conducătoare. Mulțumită biologiei, neurobiologiei și psihologiei aplicate, sistemul a ajuns la cunoașterea avansată a făpturii omenești, fizic și psihic. Sistemul cunoaște individul mediu mai bine decât el însuși. Aceasta înseamnă că în majoritatea cazurilor, sistemul deține un control mai mare și o putere mai importantă asupra oamenilor decât ei înșiși. În politică, dacă nu ai fapte sau experiență care să îți probeze competența pentru poziția publică pe care vrei să o ocupi, și majoritatea politicienilor nu se pot lăuda cu cine știe ce realizări, îți mai rămân și retlicurile, metodele de manipulare. Toți cei care dețin puterea, indiferent în ce domeniu, au ca principal obiectiv să schimbe gândirea și implicit comportamentul celor pe care îi conduc. Pentru asta au nevoie de tehnici de manipulare care să influențeze procesul de gândire a celor supuși manipulării. În mediul politic și în mass media, aceste tehnici au progresat rapid. O societate care să fie alcătuită din marionete și nu din oamenii care gândesc liber, poate fi ușor guvernată de maestri păpușari care nu au alt scop decât să-și satisfacă interesele personale și ale grupurilor din care fac parte. Controlul mass mediei este esențial în acest proces. Televiziunile joacă în aceste cazuri roluri importante. Odată ce oamenii s-au obișnuit să urmărească doar un anumit post, ei încep să gândească la fel ca moderatorii sau politicienii implicați în propagarea mesajelor, refuzând să se uite și la alte televiziuni. Spălarea creierelor se realizează prin controlul limbajului, utilizarea unor cuvinte care sunt încărcate sau golite de conținut. Mass media, controlată din ce în ce mai mult de lideri politici sau oameni de afaceri, ajunge să nu mai informeze, ci mai mult să dezinformeze. Rolul ei este de a devia atenția de la chestiunile importante și schimbările decise de elitele politice și economice. Chiar și scurgerile de informații în presa de investigații pot fi niște manevre strategice în favoarea celor care au poziții de putere. Pentru a nu deveni o unealtă în procesul de manipulare orchestrat de politicieni, un adevărat jurnalist trebuie să-și păstreze integritatea profesională și să caute întotdeauna adevărul atunci când prezintă informații publicului. Jurnalismul nu înseamnă nici vânătoare de politicieni, nici împrietenirea cu aceștia și cu atât mai puțin implicare în politică. Unii politicieni au aceste tehnici de manipulare în firea lor. Sunt probabil de mici învățați să se descurce, să convingă și să stăpânească. Alții au învățat aceste tehnici în cursurile pe care le-au audiat la școlile de vară ale partidelor. Cert este că toți stăpânesc într-o măsură destul de mare aceste tehnici. Iar campaniile electorale sunt pentru ei ca examenele la facultate. Cu cât le aplică mai bine, cu atât obțin voturi mai multe. Cei care au pierdut competițiile electorale le-au aplicat cel mai puțin. Există din acest punct de vedere unii teoreticieni din Statele Unite care spun că alegerile viciază democrația, căci oamenii nu aleg în mod liber, fiind determinați să voteze în urma unui bombardament psihologic căruia nu-i pot face față. Cel mai adesea, politicienii se aleg singuri, votul electoratului fiind minor și ușor de influențat în campanie. Mai important pentru ei este să obțină nominalizarea drept candidat. De aceea politicienii nu răspund în fața alegătorilor, ci în fața șefilor de partide.
iar în ierarhia partidelor urcă mai ușor acei indivizi care aplică cu mai multă lejeritate tehnicile de manipulare în relațiile cu colegii și mai ales cu superiorilor. Conștientizarea acestor strategii de manipulare poate ajuta la evitarea lor. Educația este un factor esențial pentru ca indivizii să discearnă ce este bine și ce este rău. Persoanele ce refuză să fie manipulate au încredere în propriile crezuri și idei, identifică tentativele de manipulare și combat punctele de vedere ale grupurilor de manipulatori. Este incredibil cât de mult poate fi influențat subconștientul nostru de forța sugestiei. Și întrucât mintea subconștientă este cea care controlează corpul nostru și întreaga viață, prin intermediul sugestiei, putem avea parte de o mulțime de întâmplări, unele plăcute, altele extrem de neplăcute. Medicii au demonstrat faptul că rolul gândirii negative dăunează grav sănătății integrale a organismului uman, iar gândirea pozitivă îi aduce numai beneficii. Majoritatea oamenilor au auzit de efectul placebo sau poate chiar l-au testat. Efectul placebo este o ameliorare a unor simptome care nu poate fi atribuită efectelor administrării unui medicament, ci mai degrabă așteptărilor pe care le are subiectul în legătură cu acel medicament. Efectul placebo are la bază mecanisme fiziologice autentice. Convingerea pacienților că li s-a administrat un medicament care are ca efect scăderea durerii a făcut organismul să se comporte ca și când ar fi fost administrat un astfel de medicament. În DEX, în dreptul cuvântului placebo, scrie medicament sau preparat inactiv, prescris fie pentru a-i face plăcere pacientului, fie în scopuri experimentale, pentru a studia efectele farmaceutice ale medicamentului și reacțiile psihice ale pacientului. Ce nu scrie în DEX e că efectul placebo se manifestă atunci când un pacient experimentează o îmbunătățire închipuită sau chiar reală a condiției medicale, deși medicamentul ingerat nu înglobează beneficiile pe care se presupune că le-ar aduce. Pacienților implicați în studii clinice nu li se administrează nimic altceva decât pastile de zahăr, preparate saline injectabile sau sunt supuși unor false intervenții chirurgicale. Dar cred că prin utilizarea acestor medicamente minune sau intervenții chirurgicale miraculoase se vor simți mai bine. Acesta este efectul placebo sau miracolul minții. În urma studiilor efectuate de cercetători, s-a constatat că o combinație între gândirea pozitivă și grija medicului poate activa mecanismele naturale de autorefacere a organismului și astfel corpul este ajutat să se vindece singur. Credința că un tratament medicamentos funcționează, chiar dacă este fals, demonstrează că placebo este o incredibilă terapie a minții. Efectul placebo este dovada că ceea ce credem provoacă schimbări reale în propriul corp. Doar astfel se explică cum injecții sau pilule false atenuează simțitor multe afecțiuni. Povestea efectului placebo nu e de dată recentă, el fiind cunoscut de sute de ani în branșa medicală. Ideea e relativ simplă. Când un pacient cu o problemă de sănătate se așteaptă la o ameliorare a stării sale, cel mai adesea chiar se întâmplă. Există în istoria medicinei numeroase cazuri prin care se poate confirma puterea aproape miraculoasă pe care o are mintea asupra recuperării fizice. Un astfel de caz, din anii 50, a rămas o referință în domeniu. Un pacient diagnosticat cu cancer limfatic avea gâtul, pieptul și abdomenul invadate de tumori cât portocala, iar medicii epuizaseră terapiile disponibile și nu-i dădeau mai mult de 2-3 săptămâni de trăit. Cu toate acestea, bolnavul în stadiu terminal auzise de un medicament oncologic de nouă generație și era convins că acesta îl poate vindeca. În clinica unde era internat,
derula un studiu experimental pe acest medicament nou, iar el a dorit să participe. Inițial i-a fost refuzată cererea, fiind nevoie de un prognostic de supraviețuire de peste 3 luni, iar el nu se încadra în acesta. Într-un final a fost acceptat și, potrivit doctorilor, după o singură priză de medicament, tumorile s-au topit ca bulgării de zăpadă pe o plită fierbinte. În câteva zile, era în picioare mai în formă ca oricând, ca după 2 săptămâni mai târziu, să se externeze și să piloteze avionul personal. Să nu uităm că omul nu putea să respire fără a fi conectat la oxigen cu nicio lună în urmă. Între timp, tumorile au revenit, dar din pricina controversei publice pe care o provocase medicamentul, medicii i-au administrat un placebo, apă distilată, iar efectul a fost similar, tumorile s-au topit. Întors la clinică, pacientul era însă influențat de publicitatea negativă a medicamentului, ajungând să nu mai aibă încredere nici în tratament, nici în placebo. Din păcate nu a supraviețuit. Ceea ce se schimbase în tot acest scenariu era încrederea. Gândul are o putere de vindecare uimitoare, depășind efectul real al medicamentelor. În anii 90, un grup de oameni de știință a realizat o cercetare pe câțiva studenți, informându-i că vor fi parte dintr-un studiu prin care e testat un nou analgezic, medicament care calmează sau înlătură temporar durerea. Respectiva pilulă mirosea medicament, dar conținea doar apă, iod și uleiuri volatile, deci nicio substanță de alinat durerea. Era un analgezic fals, un placebo. Rezultatele? Studenții au simțit o atenuare a durerii. Explicația? Studenții se așteptau ca medicamentul să aibă efecte asupra durerii și astfel au simțit că aceasta se diminuează. Iar concluzia? Efectul placebo este cât se poate de real, ajută la îmbunătățirea stării de sănătate și poate fi resimțit de oricine, chiar dacă știe sau nu ce înseamnă placebo. E incredibil cum un tratament lipsit de substanțe active, cel mai frecvent zahărul, apa distilată sau soluția salină, poate să îmbunătățească starea de sănătate a cuiva doar pentru că acesta crede cu tărie că este de ajutor. Astfel, așteptarea, speranța, gândul că va da roade, joacă un rol important în efectul placebo. Cu cât crezi mai mult că tratamentul va reuși, cu atât mai sigure sunt șansele să ai parte de un răspuns benefic. Potrivit lui Ted Kepchak, profesor la Harvard și coordonator al multor studii inedite în domeniu, placebo are efecte măsurabile, fiindcă stimulează răspunsuri fiziologice reale. Accelerează pulsul, crește presiunea sanguină, relaxează mușchii, îmbunătățește viteza de reacție și sporește activitatea chimică din creier în cazuri de durere, depresie, anxietate, oboseală și chiar unele simptome ale bolii Parkinson. Există mai multe tipuri de placebo, de la terapii medicale clasice, pilule, intervenții chirurgicale și injecții, la cele neconvenționale, medicină alternativă. Se pare că suntem predispuși genetic să fim mai sugestionabili. Credințele noastre ne pot îmbolnăvi la fel de bine cum ne fac sănătoși, este de părere epidemiologul și antropologul Robert Hahn. El a realizat un studiu pe tema efectelor pesimistului, demonstrând următoarele. Cu cât pacienții sunt mai lipsiți de speranță, cu atât au un risc mai mare de recurență a bolii și chiar de deces. Desigur că atenuarea simptomelor ca urmare a sugestibilității induse de placebo nu este de neglijat, dar trebuie să iei în considerare că există pentru fiecare afecțiune un tratament care dă rezultate mai bune ca terapiile placebo. Alegându-le doar pe cele din urmă, s-ar putea să ratezi șansa de a beneficia la timp de medicamentul potrivit pentru boala ta. Răspunsul placebo este folosit întotdeauna pentru a testa clinic formele noi de medicamente. Procedura este costisitoare și durează ani buni. În cadrul testelor, jumătate din pacienți primesc noul remediu, restul un placebo,
fără ingrediente active, fără să știe ce anume primesc. Dacă medicamentul funcționează mai bine ca placebo, are șanse să fie validat. Placebo nu conține niciun mecanism cunoscut care poate afecta starea de sănătate în mod direct, dar oferă o stare de bine. Chiar dacă un placebo nu oferă o valoare terapeutică cunoscută, poate avea o varietate de efecte fizice și psihologice măsurabile. Administrarea unui placebo poate modifica percepția durerii, tensiunea arterială, ritmul cardiac și activitatea cerebrală. În mod surprinzător, medicii prescriu pacienților placebo mai des decât ne-am aștepta. Un sondaj efectuat cu ajutorul a peste 600 de medici din Statele Unite arată că mai mult de jumătate au recunoscut că prescriu placebo în mod regulat. Acești medici prescriu placebo atunci când constată că nu există niciun tratament medical eficient, disponibil și adecvat situației în care se află pacientul. Cel mai frecvent vor recomanda vitamine sau analgezice disponibile la farmacie chiar și fără rețetă. De puține ori însă vor prescrie sedative sau antibiotice, iar în cazuri mai rare, soluție salină sau pastile ce conțin zahăr. Uneori medicii prescriu antibiotice la insistențele pacientului pentru o răceală cauzată de un virus și nu de o bacterie. Cu toate acestea, de multe ori, pacienții se simt bine imediat după administrarea acestora. Desigur, etica prescrierii de antibiotice pentru răceală, ce poate duce în timp la dezvoltarea rezistenței la antibiotice, este discutabilă. Interesante sunt și intervențiile chirurgicale placebo. Un exemplu în acest sens ar fi subiecții participanți la un studiu pe tema osteoartritei la nivelul genunchiului. Unora dintre subiecți le-a fost repartizată o intervenție chirurgicală simultană. Cum falsifici o intervenție chirurgicală? Ei bine, chirurgii fac incizii care să dea senzația că pacientul a fost supus unei operații. În mod uimitor, atât pacienții care au fost supuși unei intervenții chirurgicale reale, cât și cei care au primit o intervenție placebo, au raportat în egală măsură o îmbunătățire a stării de sănătate. Un alt studiu cu privire la efectul placebo implică o operație pentru a ameliora angina pectorală, durerea în piept cauzată de un flux sanguin insuficient la nivelul inimii. Operația a avut un mare succes, iar 90% dintre pacienți au raportat că nu mai resimțeau durere în urma intervenției. În cadrul studiului controlat, realizat pentru a aproba această intervenție, 76% dintre pacienții care au fost supuși unei operații reale au raportat o stare de sănătate îmbunătățită, în timp ce 100% dintre cei care au fost supuși unei intervenții placebo au raportat că durerea a dispărut ca prin minune. Un placebo funcționează prin declanșarea răspunsului de relaxare, care ar trebui să fie starea implicită a organismului atunci când nu este în pericol. Aflat în stare de relaxare, mecanismele naturale de regenerare a organismului își fac simțită prezența, generând o cascadă de hormoni și neurotransmițători responsabili cu vindecarea. Un exemplu concludent în acest sens sunt călugării tibetani. Judecând după abilitatea lor de a medita ore în șir, de a se abține de la mâncare și de a păstra tăcerea zile la rând, am putea spune despre călugării tibetani că sunt în deplin control al minții și al corpurilor lor. Mai mult decât atât, ei pot ține sub control și procesele fiziologice, precum tensiunea arterială sau temperatura corpului. În cadrul unui experiment, călugării au fost monitorizați în timpul meditației. Ei au fost înfășurați în cearșafuri ude cu o temperatură de 9,4 grade Celsius și amplasați într-o cameră în care erau 4,5 grade Celsius. În aceste condiții, cei mai mulți dintre oameni ar fi suferit în foarte scurt timp de hipotermie. Totuși, datorită concentrării, călugării au putut să genereze în corp căldura
astfel încât au început să se vadă aburi ieșind din corpurile lor. După o oră, cearșafurile erau uscate complet. Cei care experimentează placebo pot totodată să se confrunte cu efectele negative, suferind simptome de tipul reacțiilor adverse la medicamente: greață, diaree, constipație și așa mai departe. Este vorba de placebo negativ, numit efectul nocebo, fenomen studiat cu atenție abia din anii 90. La fel ca placebo, el depinde de percepțiile și așteptările tale, în sensul că dacă tu crezi că o substanță dintr-un medicament îți face rău, vei simți acest efect chiar în lipsa unui ingredient activ. În cadrul unui experiment, s-a administrat o pastilă despre care pacientul era avertizat că îi va face rău, de pildă crampe stomacale. Numărul celor care s-au plâns de dureri de stomac a fost de 90%. Evident, era aceeași pastilă inofensivă cu zahăr. Se constată că forța sugestiei negative este mult mai mare decât a sugestiei pozitive. Cazul lui Sam Schumann, citat în literatura medicală a anilor 70, ilustrează această realitate. După ce a fost diagnosticat cu cancer hepatic în stadiul terminal, acesta a decedat în intervalul stabilit prin prognostic. La autopsie însă, a fost descoperită numai o tumoră mică, fără metastaze, ceea ce l-a făcut pe medicul curant să remarce că nu a murit de cancer, ci de convingerea că va muri de cancer. Gândurile negative, generate de boala percepută drept o amenințare, blochează organismul și îl obligă să genereze constant un răspuns pentru stresul înregistrat. Răspunzând factorilor de stres, organismul se înarmează pentru a contracara amenințarea imediată, iar procesul de vindecare se oprește. Trebuie acordată o atenție deosebită efectului nocebo, care apare în momentul în care pacientul consideră că un tratament inofensiv îi poate provoca daune majore. Și medicii pot genera din neatenție acest tip de efect, spunându-le pacienților că suferă de o boală incurabilă, că nu își mai pot reveni sau că mai au doar câteva luni de trăit. Reacțiile de tip nocebo pot fi generate și de situații naturale, precum aflarea unui diagnostic negativ, situații în care simptomele percepute pot crește în intensitate și diversitate datorită așteptărilor negative privind boala și evoluția ei. De asemenea, atunci când nu există încredere în medic, personal medical sau tipul de terapie instituită. Toate acestea pot reduce sau chiar anula eficacitatea tratamentelor instituite. Avertizările exagerate, indicând diverse pericole care privesc starea de sănătate, informații vehiculate prin intermediul mass media, de regulă cu un impact puternic asupra multor indivizi. Iar ultima situație, credințele magice și superstițiile. Nocebo este asociat cu o aderență scăzută la tratament, nivele crescute ale renunțării la tratament și de asemenea cu dificultatea de a evalua eficacitatea și profilul de siguranță al unui medicament aflat în studii clinice. Există dovezi care susțin că efectul nocebo este legat de sugestii negative care apar înainte de intrarea subiectului în studiu, dar și de experiențe negative ulterioare din timpul tratamentului, precum și de câțiva factori de ordin psihologic, precum stresul și anxietatea. Conștientizarea prezenței unui astfel de fenomen ne ajută să înțelegem cât de influente sunt gândurile noastre negative, cât rău ne putem face singuri, sabotându-ne șansele de a avea rezultate pozitive. Tendința noastră de a vedea în primul rând partea goală a paharului ne poate conduce pe un drum care să devină o obișnuință de a ne comporta, situație în care predăm fricii controlul asupra vieții noastre. Dacă am învățat să producem reacții nocebo, acesta este un semn că putem să inversăm cei doi poli și să convingem mintea noastră să producă reacții de tip placebo.
cum poți să te bucuri de beneficiile efectului placebo, maximizând efectele oricărui tratament. 1. Asigură-te că primești sprijinul necesar din partea doctorului. O relație excelentă între doctor și pacient este extrem de importantă. Dacă nu primești tot sprijinul și atenția de care ai nevoie, alege alt medic. 2. Conștientizează că s-ar putea ca totul să fie doar în mintea ta și că nu este nimic în neregulă cu asta. În spatele părerii subiective că te simți mai bine, stau modificări obiective ale reacțiilor chimice la nivel cerebral, pe care cercetătorii abia încep să le înțeleagă. 3. Găsește un tratament în care poți spune cu mâna pe inimă că ai încredere. Așteptările potrivit cărora un medicament va avea efect sporesc șansele ca acesta să-și facă datoria. 4. Păstrează o doză sănătoasă de scepticism. Șarlatanii vor să exploateze efectul placebo, încercând să vândă tratamente nu numai inutile, ci poate chiar dăunătoare, împiedicând pacienții să consulte un medic ce le-ar putea prescrie un tratament eficient. Ține minte că mulți medici desconsideră efectul placebo. Efectul placebo nu trebuie evitat. Este ceva ce trebuie îmbrățișat, deoarece oferă dovezi concrete că organismul este echipat cu mecanisme de reparare înnăscute care au puterea de a vindeca. Autosugestia este o parte foarte importantă în lupta pentru sănătate, iar la acest lucru contribuie și doctorul. Atunci când un pacient se prezintă la o consultație, iar medicul îi spune că poate fi cancer, pacientul se demoralizează imediat și pune răul înainte, iar acest lucru este foarte dăunător pentru organism. Dacă pacientul se teme de o anumită boală, există riscul ca apariția acesteia sau gravitatea ei să fie influențată și de acest aspect. Iar dacă medicul îți dă șanse mici de vindecare, atunci creierul așa va crede și va renunța să mai lupte. De multe ori, nu medicamentele sau tratamentele miraculoase aduc vindecarea, ci lupta psihică. Deseori, ne gândim la corpul uman și la minte ca la două entități diferite. În realitate însă, ele sunt mult mai interconectate decât îți poți închipui. Cercetătorii descoperă una câte una diferite legături între creier și puterea lui asupra corpului uman. Nu uitați că nu există nimic în lumea asta ce nu putem face. Singurul lucru care ne blochează suntem chiar noi. Așadar, chiar dacă este greu, încercați să nu trăiți în frică, pentru că sunt șanse mari să ratați ce v-ar fi plăcut cel mai mult în viață. Aveți acces la forțele dumneavoastră de autovindecare. Folosiți la maximum forța sugestiei pozitive și reduceți la minim forța sugestiei negative. Preluați controlul tuturor elementelor de sugestie din preajma dumneavoastră și folosiți-le pentru a vă atinge obiectivele.